Înainte de fiecare podcast se face așa o liniște în studio și parcă mă apucă toate emoțiile și parcă am și un soi de timiditate, dar nu e niciun fel de problemă că ne descurcăm până la finalul podcastului. E ultimul pe acest an și ne bucurăm că am adus un invitat pe măsură, un invitat care are tot soiul de exclusivități și care a învățat YouTube-ul sau oamenii de pe YouTube să zâmbească, să facă fapte bune sau chiar să tragă un semnal de alarmă atunci când era necesar. Alături de mine este Ciprian Dafinescu. Bine ai venit! Salut! Mulțumesc pentru invitație, John, mă bucur să fiu aici. Și mi-a plăcut foarte mult prezentarea pe care mi-ai făcut-o, un pic așa, pompoasă, un pic. Am să citim de pe prompter, dacă l-avem, să folosim până la capăt, că ar fi păcat. Ciprian, cei care te cunosc știu faptul că tu în momentul de față te îndrepți către o altă direcție. Da, către dezvoltare personală. Dar începem așa. Ciprian Dafinescu se lasă de farse. E adevărat? Da, este adevărat. M-am hotărât să mă las de farse. Consider că a fost o etapă foarte importantă în viața mea. Adică am învățat foarte multe lucruri, după cum bine știu și oamenii și tu. Am interacționat cu mii de oameni pe stradă. Le-am captat energia, am căpătat experiență din interacțiunile cu ei. Și am zis să las cumva chestia asta în urmă și să predau din ceea ce am învățat eu. Predau, vind așa un cuvânt mai pompos. Nu știu, a fost cineva care ți-a zis lasă-te de farse sau nu ești bun pentru treaba asta? Nu mi-a zis cineva nici să mă apuc de farse, nici să mă las de farse. Chiar așa, cum te-ai apucat de farse? Deci în momentul în care m-am apucat de farse, eram al naibii de nefericit. Eram foarte nefericit. Deci nu știam ce să fac cu viața mea. Eram efectiv terminat, înțelegi? Eu nu aveam nicio direcție. Și în momentul ăla am stat și m-am gândit, bă, ce fac în momentul de față? Și atunci, țin minte că aveam un business, o cafenea, Tomorrow, și mergea destul de bine, adică era ok din punct de vedere financiar, era ok, dar nu mă simțeam împlinit în interiorul meu, eram foarte nefericit, înțelegi? Nu făceam ceea ce îmi place și am zis, bă, ce pot să fac ca să mă simt mai bine, să mă simt mai împlinit? Și am zis, bă, trebuie să fac ceea ce îmi place, dar întrebarea știi care e? Cum îți dai seama atunci când vrei să faci ceva ce îți place, știi? Adică e foarte greu să ajungi în zilele noastre să zici, bă, asta îmi place. Mă trezesc dimineața și zic, bă, fix chestia asta îmi place. Mă trezesc, mă lovesc de ea de azi. Adică nu există o pastilă. Atunci, în momentul în care mi-am dat seama că sunt foarte nefericit și mă îndrept către ceva total aiurea, am zis, bă, trebuie să fac o schimbare. Și în momentul în care am început să fac schimbarea asta, am luat decizia să fac farse. Știi? Am văzut niște clipulețe de a lui Mircea Bravo, mi-au plăcut și mi-am zis, bă, cred că mi-ar face plăcere să fac lucrul ăsta. Și ușor, ușor, când am început să fac farse, m-am îndrăgostit de proces. Și am zis, bă, asta vreau să fac, cel puțin o perioadă, cel puțin până când ajung la un nivel. Iar în momentul în care vreau să depășesc nivelul, cum e acum, vreau să las în urmă treaba asta. Peste 250.000 de oameni care s-au abonat la canalul tău, un canal la care, din câte am observat, au muncit mai mulți oameni. Da? Am văzut că mereu ai avut un coleg, o colegă, o echipă. O echipă întreagă care a dus produsul ăsta să fie pe internet. Ba mai mult, ai avut anumite momente în care ai făcut un mare boom. Ai avut un semnal, nu știu, ai tras un semnal de alarmă. Zi-mi despre treaba cu maltratarea publică, cu violența în familie. Te-ai gândit înainte la poveste sau zis, hai să facem asta și apoi practic lucrurile s-au întâmplat de la sine? Am văzut că astfel de experimente sociale nu s-au făcut în România. M-am inspirat din străinătate, am văzut că ei sunt foarte dezvoltați pe partea asta de experimente sociale și vor să arate cum reacționează oamenii în astfel de situații și am zis, cum ar fi să fac un astfel de experiment și în România? Inițial ne-am gândit să facem în felul următor. Prima dată fata să-l agreseze pe băiat, iar apoi băiatul să o agreseze pe fată, știi? Dar am văzut că oamenii nu intervin nici dacă băiatul e agresat, nici dacă fata e agresată. Adică a fost așa o indiferență totală și am zis, băi, ne oprim aici. Adică dacă oamenii nu intervin nici în momentul în care o fată e agresată, e clar că nu or să intervină niciodată când e un băiat agresat, adică despre ce vorbim. Știi? Și am făcut experimentul ăsta social și s-a viralizat foarte repede, adică am apărut și la ProTV și la canal, tot toate canalele, ca să zic așa. După ce ai avut experiența asta, după ce practic popularitatea s-a transformat într-un soi de hei, tu ești Ciprian, salut Ciprian, vreau să fac o poză cu tine, cum ai reacționat? Când s-a întâmplat asta prima dată, nu venea să cred. Noi oamenii avem mare parte cam două frici fundamentale, ca să zic așa, frica de eșec și frica de succes.
De multe ori mi-am dat seama că sunt genul de persoană care are frica asta de succes. Știi? Și în momentul în care oamenii veneau la mine să facă poze, mă simțeam foarte incomun. Mă simțeam, cu mine nu-i să faci poze, adică cine sunt eu și ce am făcut eu. Știi? Iar odată cu trecerea timpului mi-am dat seama, bă, merit, frate. Adică am muncit să ajung aici. Știi? Adică mi-am ieșit constant din zona de confort să ajung aici în punctul ăsta. Știi? Și în momentul respectiv, când vine cineva să facă poză cu mine, sunt mult mai degajat. Știi cum să stai și mai... la poză, știi despre adică ce... Adică sunt mult mai degajat și interacționez foarte bine cu persoana care vine să facă poze cu mine. În schimb, în trecut nu eram așa, eram foarte, foarte panicat și distant. Ai făcut deja ultima farsă? Am făcut ultima farsă. Așa. E deja pe YouTube sau... Este și pe YouTube. Da. E cu părere de rău, e... Uite... Așa încheiem noi. Uite, nu, n-a fost genul semnal din ăsta de... În ultima perioadă când tot făceam farse, nu mai simțeam confortabil. Nu mai regăseam în chestia asta. Adică, cum am zis, a fost o etapă foarte mișto, cu experiențe foarte bune, dar nu mai simțeam confortabil făcând. Așa am zis, bă, trebuie să fac ceva, trebuie să schimb ceva. Și am început să citesc cât mai mult, să mă descoper și așa mai departe, până când am zis, bă, sfera cea mai bună ar fi să merg din nou mai departe spre ceea ce îmi place în Ciprian din viitor. Fi? Și am ales calea asta de dezvoltare personală și de a lansa un curs. Că tot vorbim de Ciprian, adică de tine, sau de omul pe care îl știu oamenii cu nu știu, tot soiul de chestii inedite. Spunem, pandemia a declanșat schimbarea asta în tine sau pur și simplu era timpul? Nu, dar a avut într-adevăr influențe negative, pentru că în momentul în care ieșeam pe stradă și voiam să filmăm un om, să-i luăm reacția, nu prea poți să iei în momentul în care are masca pe față, știi? Adică nu mai e la fel de expresiv. Dar nu ăsta a fost motivul pentru care, să zic așa, ne orientăm spre alte lucruri. Bine, hai să vorbim despre lucrurile astea, că am înțeles că ne scap de timiditate. Vreau să... Da. Să dăm toate emoțiile la o parte și să ne spui cum ai făcut switch-ul ăsta, cum de-ai ajuns la a te gândi să îi motivezi pe oamenii din jurul tău, chiar să-ți motivezi comunitatea, să o faci să scape de timiditate și să, nu știu, să evolueze. Da, eu pe parcursul vieții mele am fost foarte timid. Tu timid? Da. Vorbești serios sau e... Nu e o farsă acum. Nu, e pe bune. Eram foarte timid și... Țin minte când eram la grădiniță, știi că la final trebuie să-ți pui poezia. La final de an. La final de an. Așa. Da. Și m-am urcat acolo pe scenă și când am început să-mi spun poezia, am zis așa, deci eram atât de timid când veneam toți oamenii care se uitau la mine. E, ce crezi că s-a întâmplat? Am izbucnit în plâns. Așa, de nicăieri, știi, gen, veneam toți oamenii că se... Și în momentul ăla a venit educatoarea mea, zice, Brian, totul e ok, cu tare, știi? Și chestia asta, și din cauza timidității, știi? Eram foarte retras, nu vorbeam cu nimeni, eu, aoleu, să mă duc vreodată să abordez o fată pe stradă, Doamne, ferească, nu m-aș fi putut să fac chestia asta. Dar în momentul în care am început să... Acum, dacă mă duc să abordez o fată pe stradă, n-am nicio treabă, adică o fac foarte natural, foarte... nicio chestie, știi? E vorba și de am exercițiu? Zis, e vorba și de exercițiu, și de fapt de exercițiu în mare parte e vorba și iar acum, cum să zic eu, în momentul în care te duci să abordezi pe cineva, sunt foarte mulți, că eu întotdeauna am motto-ul ăsta, gen, acționează acum și vezi apoi care sunt consecințele. De ce zic chestia asta? Dacă tu, în momentul în care vezi, de exemplu, o fată și vrei să o abordezi, în capul tău se vor derula tot felul de întrebări. Dacă o să mă refuze? Dacă o să râdă de mine? Dacă o să pic eu la fraier și așa mai departe, știi? E, în momentul în care tu nu te mai gândești la consecințele respective și acționezi direct, o să te regăsești în fapt, în plină acțiune, iar apoi o să poți să deprinzi învățăturile respective. Adică să îmbrățișezi eșecul. Să zici, bă, am eșuat, am învățat și lucrurile vor fi mai... Cât timp ți-a luat ție, Ciprian, să îmbrățișezi eșecul? Îmi ia în continuare, adică nu e ca și cum gata, acum iau în brațe fiecare eșec pe care îl primesc și îl iau în barbă, dar îl privesc cu capul în sus. Și vorba aia, în momentul în care viața te pune la pământ, încearcă să aterizezi cu capul în sus, pentru că dacă poți să vezi sus, te poți ridica. E cineva în spatele tău care te ajută în fiecare moment, care te ridică atunci când, nu știu, da, ai moralul la pământ? Da, iubita mea, Alice, e un sprijin foarte, foarte mare, adică mă ajută
enorm de mult din punct de vedere psihic și bineînțeles și cu proiectele pe care le am. Și sincer îți zic, Ciprian Dafinescu de astăzi nu ar fi fost fără ea. Adică chiar 100%. Gata, a venit Moș Crăciun pentru Alice. 100%. Spui asta, te văd foarte serios și sincer. Da. Și atunci mă gândesc că Ciprian Dafinescu este și genul de om care promovează ideea asta de relație. Știi, clar, că atunci totul e fugitiv, trebuie să ai cât mai multe, nu știu, neapărat partenere, cât mai multe experiențe, să te lauzi cu experiențele astea. Da, nu, consider că o relație e foarte importantă. E ca și cum doi oameni se întâlnesc și vor să facă un lucru comun, dezvoltarea lor. Da? Mm-hmm. E clar că în momentul în care sunt doi oameni către chestia asta și vor să se dezvolte, automat o vor face mult mai bine pentru că sunt doi sau trei sau patru sau cinci vis-a-vis de o echipă, mă refer, nu de relație. Asta e cu tot aceea. Mm-hmm. Adică cu cât ai mai multe conexiuni, dincolo de relație mă refer, cu atât e mai bine. Adică networking. Mm-hmm. Bun. Mm-hmm. Bun. E o explozie acum de oameni care se dezvoltă sau de oameni care au început să citească. Dar n-am văzut o explozie de oameni care să lasă un mesaj pe Facebook în care să scrie. Nu știu, mie personal motivația mi se pare supraestimată. Stai să zic ce să scrie pe Facebook. M-am lăsat de țigări. M-am lăsat de alcool. Recunoști chestiile astea? Adică... Da, vis-a-vis de chestia asta, m-am lăsat și de fumat. Cum s-a întâmplat toată treaba asta? Am ieșit într-o dimineață la alergat și în momentul în care m-am pus acolo, am început, am alergat un pic, un pic, un pic și când am făcut o pauză, simțeam că nu mai pot să respir. Zic, păi ce se întâmplă? De ce se întâmplă chestia asta? Și apoi mi-am dat seama ce influență au țigările asupra vieții mele. Și în momentul ăla am zis, bă, stop! Efectiv, mă las de fumat. Dintr-o dată? Da. Și de atunci, pur și simplu, n-am mai fumat deloc. Și mi-am dat seama că, lăsându-mă de țigări, am mai multă energie, mă bucur mai mult de viață. Ai mai mulți bani? Asta oarecum să compensează. Cât fumai? Astea. Fumam jumătate de pachet pe zi. Era începător, să zic așa. Da, da, și deci care... gândește-te că sunt mulți care fumează un pachet pe zi sau un pachet, două pachete. Adică acolo. Gândește-te ce energie scăzută au și așa mai departe. Și... Păi uite, eu aici aș lucra foarte tare cu oamenii. Adică să-i conving să se lase de un astfel de viciu. Da, cum să zic, în momentul de, în zilele noastre, a fuma pare ceva așa cool. Bă, sunt cool, fumez, frate, uh-huh. Adică ce șmecher sunt și așa mai departe. Dar, de fapt, e cool să nu fumezi. Pentru că sunt tu, când ești un grup de prieteni și vezi 4-5 oameni care fumează și tu nu fumezi, tu ar trebui să te simți special. Să știi că eu mă simt uneori penibil. E, da, asta pentru că... pentru că e mentalitatea asta, pentru că e mentalitatea, tu fiind nefumător, parcă tu, da, te simți exclus. Și oamenii de foarte multe ori de asta și se apucă de fumat. Și în liceu, eu de asta m-am apucat de fumat. Toți fumau și am zis, băi, ce-s mai fraier, hai să mai apuc și eu. Anturajul are o influență foarte importantă în viața tuturor. Și de asta, acum e cool să fumezi și de asta, toți oamenii, hai să fum. Dar de fapt... Mi se pare că e cool să nu fumezi sau să te lași de fumat. Ăsta de fapt e adevărul, dar societatea spune e cool să fumezi. Păi și crezi că vreunul dintre oamenii care fac parte din comunitatea asta sau poate chiar cei care se uită acum la Observatorul Prahovean s-ar lăsa de fumat? Nu e cool să fumezi, lăsați-vă de fumat, clar. Crezi că s-ar lăsa cineva ascultându-ți, nu știu, discursul? Da, cred că... Adică și dacă un om s-ar lăsa, aș fi tare bucuros. Adică din, da, ai exploatat din sutele procesul? De mii de oameni care ne urmăresc acum și dacă... Nu sunt chiar sute de mii, dar e pe acolo, e de bine. Ai exploatat procesul tău de a te lăsa de țigări? Că presupun că n-a fost gata. Da, în fiecare zi îmi scriam în carnețelul meu to-do list, îmi scriam astăzi, semnul exclamării, nu fumezi, orice ar fi, nu fuma, nu uita. Și îmi făceam în fiecare zi chestia asta. Până la un moment dat am început să nu mai scriu lucrul ăsta pentru că mi-a venit natural. Înțelegi? Și vis-a-vis de chestia asta cu scrisul, cum am zis, motivația mi se pare supraestimată. Adică nu o să mă motivez dacă eu să mă uit la un videoclip motivațional, hai, du-te, fă, rupe, cu tare. Nu, o să mă motivez acolo 2 minute, 3, după care îmi văd din nou de viața mea. Păi și ce, schimb, facem? Ce facem dacă avem cursul ăsta? În schimb, ceea ce mi se pare vital, sunt obiceiurile.
Înțelegi? Adică obiceiurile pe care noi oamenii le avem în fiecare zi. Ce faci tu în fiecare zi? Asta te definește pe tine pe termen lung. Înțelegi? Dacă tu asculți un videoclip motivațional o zi și atât, nu o să se întâmple nimic. Adică o să fie, e ca și cum, cum să zic, te duci la sală și te duci o zi și tragi 6 ore până nu mai poți și zici, mamă, o să vezi cum arăt. Nu, de aia te duci la sală 6 luni, te duci câte o oră pe zi și să vezi după 6 luni rezultatele. Spui lucrurile astea din experiență. Da, da, da. Adică din momentul în care am început să-mi fac to-do list, viața mea chiar s-a schimbat. Adică parcă sunt altfel, subconștientul meu deja știi, bă, trebuie să te duci acolo. Când mă îndrept către un lucru greșit și trebuie de fapt să mă duc către unde am scris, parcă se întâmplă ceva și mă întorc către unde mi-am programat să mă duc. Și pentru că așa suntem noi oamenii, suntem, dacă nu avem niște obiceiuri, nu știm încotro ne îndreptăm, suntem bezmetici. Putem să cumpărăm de undeva obiceiurile astea bune? Obiceiurile în funcție de scopurile pe care le ai. Și asta cu... Poate nu ne știm scopul. A, asta aici voiam să zic că, într-adevăr, oamenii zic, păi bine, bine, dar nu mi-am găsit scopul. Nu e ca și cum există vreo pastilă magică pe piață și eu la cu ea, asta trebuie să fac. Știi că tot deci primesc foarte des întrebarea asta. Ciprian, cum pot să-mi dau seama ce îmi place mie să fac în viață? Că nu îmi dau seama. Trebuie să încerci lucruri, să faci lucruri, să nu fii pasiv. Bă, am început să desenez. Bă, nu-mi place să desenez. Următorul lucru. Nu știu. Ce dur ai fost următorul? Da, 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 adică trebuie să le trezi cât mai repede. Nu trebuie să te oprești la un lucru care nu-ți place. Știi că e clar că nu o să-ți faci un obicei spre scopul. Păi și când au timp tinerii să facă așa ceva în condițiile în care e ca și cum ar lucra din momentul în care intră în sistemul educațional? În momentul în care îți găsești scopul, atunci cu adevărat începi să trăiești viața. Și într-adevăr ce ai zis și tu cu școala nu prea te învață chestia asta. La școală pur și simplu îți antrenezi memoria. Atât. Pentru mine asta e școala. Îți antrenezi memoria. Vezi cum să memorezi niște lucruri care nu or să-ți mai fie utile peste ceva timp. Clar nu or să-ți mai fie utile. Școala din punctul meu de vedere în România cel puțin este inutilă. Ești pe același trend cu YouTuberul Shelly? Am urmărit un pic despre ce a vorbit și da, a zis niște idei prețioase și da, sunt... Dar care sunt de foarte multă vreme discutate, adică nu e pentru prima dată când se dorește o reformă educațională, când în sfârșit ne gândim, băi, n-ar trebui doar să memorăm și apoi să etalăm informația, ci cumva să o trecem prin filtrul gândirii. Lucrurile da. Pe care noi le facem acum sunt doar un soi de update pe noile platforme. Da, într-adevăr, cum să-ți zic eu, din punctul meu de vedere, acum putem schimba ceva pentru că online-ul crește. TV-ul nu mai are la fel de multă putere precum are online-ul. Online-ul e în continuă creștere. Și în România încă nu e chiar așa, dar în America și în alte state, deja online-ul e într-o creștere puternică. Și acum se poate face schimbarea asta vis-a-vis de, ce zice, de școală. Cum vezi tu schimbarea în educație? Să avem cât mai mulți influenceri, ca să zic așa, da. Să vadă lucrurile corect și să lase deoparte, nu să lase total deoparte, dar să lase deoparte uneori caterinca și vizualizările astea făcute în masă și să facă și să-i ducă tinerii pe un drum educativ. Adică să le arate și partea asta educațională. Adică tu vrei ca Dorian Popa, spre exemplu, da, uite, să zică, bă, astăzi o să vorbesc despre educație și cum cred eu că ar trebui să fie școala ideală pentru tineri, știi? Adică nu toată ziua să facem cateringă, știi? Ideala după 2-3 astfel de filmulețe, probabil că Dorian Popa ar avea foarte puține vizualizări, iar mai puține vizualizări înseamnă mai puțin bani din publicitate. Păi asta încerc să zic, că trebuie să lăsăm un pic deoparte vizualizările și banii, măcar cât să putem să ajutăm, știi? Nu permanent să zic, bă, fac numai chestia asta și gata, domne, las banii deoparte. Și banii sunt importanți. Deci banii sunt, oameni buni, banii sunt foarte importanți. Adică chiar sunt foarte importanți. În momentul în care nu ai bani, nu poți să te simți liber. Nu ești liber, nu că nu poți să te simți liber. Cum să zic, infracțiunile sunt din cauza lipsa banilor. Adică nu o să vezi un milionar care să îi dea în cap unei bătrânici pe stradă pentru că nu are bani, înțelegi? Dacă ai prea mulți bani, practic libertatea ta nu e constrânsă de... E important cum folosești banii. Asta e foarte important. Adică trebuie să ne folosim de bani
Nu să folosim oamenii ca să facem bani. Adică în momentul în care tu folosești banii pentru un scop bine definit și ca să ajuți, atunci ei sunt foarte, foarte... Păi uite, poți să vorbești cu Dorian, poți să vorbești și cu Shelly, că Shelly deja a făcut treaba asta. Să puneți în online idei legate de partea de educație financiară. Asta e o chestie care chiar lipsește în, da, în România. Da, da. Și nu avem o relație bună cu banii. Exact. Și în școală. În școală nu te învață absolut nimic despre bani. Nimic nu te învață despre bani. Norocul nostru, acum în 2020, aproape 2020, așa, este că avem acces la informație, la orice. Deci dacă vrei să găsești despre șopârla din Asia, poți să găsești despre chestia asta. Dacă vrei să găsești... Și cu ce te ajută dacă... Adică dacă, păi te ajută, uite să dau un exemplu. Dacă eu dau seama că îmi place să pictez și nu știu cum, ce ar trebui, ce mi-ar trebui, ce pensulă mi-ar trebui, ce acoarele mi-ar trebui, ce bloc de desen mi-ar trebui și așa mai departe. Ei, eu am acces la informație ca să pot să fac rost de absolut tot ce am nevoie. Mi-arată cu lux de amănunte cum să fac, ce să fac și așa mai departe. De asta dacă ești autodidact. Sunt oameni care, deși caută pe internet cum să facă ceva anume, nu înțeleg. Au nevoie de cineva care să le arate. Știi, momentul ăla în care ai fost, nu știu, în clasa întâi și voi să faci bastonașe și nu ți ieșeau și venea lângă tine învățătoarea și ținea un, da, pic mai mult creionul, pixul ce aveai tu studiul. Pentru lucrurile astea pe care le spui tu, există cursuri. Cursurile, deci ce informații găsești în cursuri, o găsești și pe internet. Numai care e diferența? E mult mai bine structurată și știi exact lucrurile pe care trebuie să le urmărești ca tu să-ți atingi obiectivul. Să zicem că ai o problemă de încredere, să zicem că ai o problemă de iubire, să zicem că ai o problemă în profesia ta de agent de vânzări. Mm-hmm. Da? În momentul în care tu investești în tine, consider că asta e cea mai bună investiție, să investești în tine, ca o paranteză. În momentul în care tu investești în tine, în cursul respectiv, poți să ajungi la obiectivele pe care ți le-ai propus. Și dacă investiția în mine înseamnă de fapt și de drept să-mi iau ultima pereche de Adidas care costă 2500 de lei, înseamnă că am investit în mine? Nu. 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 Nu spun asta degeaba. Îți spun pentru că e tot așa un trend. Da, să ne luăm haine cât mai scumpe, să ne luăm gadgeturi cât mai scumpe, doar ca să arătăm ceva în următorul story. Da, oarecum trăim în societatea asta în care oamenii au nevoie de validare, știi? Să arate, bă, cine sunt eu, bă, ce am reușit eu, știi? Iar oarecum mentalitatea asta mie a ajuns să mi se pară obositoare. Da, niciodată nu ți-a întâmplat să vrei să pari cineva și ca să poți să pari acel cineva să cumperi material, să te justifici cu material? Să cumpăr? Nu, chiar nu mi s-a întâmplat așa și m-am gândit, chiar nu mi s-a întâmplat treaba asta. O să te uiți acum pe feed, pe Facebook, pe Instagram și să vezi de Crăciun ce mi-a luat iubitul, ce mi-a luat soția, da, uite ce le-am, ce mașinuță, ce apartament. Da, asta e... Practic le pui o dovadă a faptului că și ceilalți trebuie să știe sau tu vrei ca ceilalți să știe povestea, da, asta. Da, e absolut nevoia asta de validare, să vadă vecinul de la 3, ia uite, eu am reușit, înțelegi, asta probabil că, dar de fapt noi ne afișăm doar reușitele pe internet, atât. Reușitele, dar de fapt poate omul respectiv și-a cumpărat Adidas și despre care tu vorbeai de 25.000 de lei, dar de fapt el aia sunt toți banii pe care îi avea, știi? Adică, și moare de, de ce îi face lucrul ăsta? Nu are niciun sens, dar oamenii ăștia despre care vorbim acum, nu vreau să par hater sau ceva, hater, dar au nevoie să citească. Citiți, citiți, oameni buni, e foarte important să citiți. Adică de atunci când, te atunci de când te ai început să citești așa mai... De când m-am apucat de farse. Deci pe tine, practic, farsele te-au pus să citești. Da, de când m-am apucat și experimente sociale, înțeles. De atunci. Citești mult? Da, am un program, când mă trezesc la 7, vreau să ajung să mă trezesc la 5. Momentan am început așa. Așa, ok. Trezesc la 7 și 2 ore și jumătate citesc. Cu asta încep, orice ar fi. Asta e ziua care... Și te uiți tu pe Facebook, pe Instagram, să vezi ce s-a mai întâmplat în lume, îți dai drumul la televizor. Las telefonul într-o altă cameră și asta e o problemă foarte mare în ziua de astăzi, dependența de telefon. Asta efectiv îți distruge atenția, îți distruge creierul, te distruge efectiv. Pentru că în momentul în care stai, nu-ți dai seama când trece timpul, frate. Adică stai și derulezi și derulezi și te uiți la ceas și mamă, au trecut 3 ore. Știi? Și rămâi focusat în piept. Dacă am sta noi oamenii și am verificat, știi că acolo ai opțiune în care poți să vezi cât timp ai petrecut pe, da, telefon. Da, mi-e bate obrazul în fiecare luni, îmi spune, ai stat 5 ore, ai stat 8 ore. Înțeleg? Wow. Deci oamenii, dacă ar sta să verifice acolo, ar intra în depresie.
Crede-mă. Deci ar avea, cred, o medie de 4-5 ore pe zi în care noi stăm cumulat pe telefon. Ceea ce mi se pare enorm. Gândește-te ce ai putea să faci tu productiv pentru tine și pentru viața ta în alea 4-5 ore decât să stai să vezi ce a făcut Marcel din Argeș. Dar nu uita că în momentul în care tu îl scoți din telefon și din laptop, nu mai ajunge la tine. Ce anume? Nu mai ajunge utilizatorul la tine. Dacă oamenii se apucă de citit, nu mai au timp de YouTube. Cum să nu au timp? Avem timp pentru toate lucrurile. Dacă ni le planificăm, dacă exact. Ne facem un to-do list. Exact, avem timp pentru absolut ce, ba chiar deci te-ai lăsat de alcool ca și cum ai fi avut o problemă. Nu mai consumi alcool? Zic așa, bine? La o petrecere. Ok, dar foarte puțin. Da, înainte vedeam foarte multe story-uri din cluburi cu tine, când erau deschise. Da. Nu mai fumezi? Deloc. Îți lași telefonul în altă cameră, citești câte 2-3 ore în fiecare zi. Ești bine, Ciprian? Da, dar bine, chestia asta n-a fost, cum să zic, chestia asta a fost de 3 ani încoace, tot fac lucrurile astea, doar că nu le-am... Ai descoperit ceva și ar fi necesar să descoperim și noi zine. Da, să citiți. Asta e foarte important. E greu să citești, să știi. E greu, da, într-adevăr. Deci, început, știți cum, și care e secretul cum să începi? Să zici așa, bă, astăzi o să citesc fix 2 minute, atât. Deci, pur și simplu am deschis cartea. Și am început să citești. Pot, dacă vrei, poți să spui și alarma din camera cealaltă a telefonului cu 2 minute și să zici, bă, 2 minute eu citesc. În momentul în care ți-a sunat alarma, da, tu să zici, bă, gata, nu mai citesc. Dar ce o să se întâmple atunci? O să fii prins și o să zici, bă, dar chiar așa să citesc doar 2 minute? Hai că mai citesc încă 10. Înțelegi? Practic, tu îți păcălești subconștientul. Pentru că, după cum tu știi, 95% din deciziile pe care le luăm sunt luate de subconștient. Doar 5% le luăm în mod conștient. Și în momentul în care tu ajungi să-ți antrenezi subconștientul către calea asta de succes și îți faci niște obiceiuri sănătoase, e imprevizibil să... E imposibil să nu ai succes. Zim 3 cărți care îți plac ție, 3 titluri. Hai că deja exagerez, dar pozitiv. Deci o carte așa. Pe care aș recomanda-o și mi se pare, nu știu, ar trebui să fie la școală cartea asta, Secretele succesului, Dale Carnegie. Asta ar fi prima care efectiv, nu știu, e despre relațiile interumane, știi? Din cum să comunici mai eficient, cum să te împrietenești mai bine cu oamenii din jurul tău. Că acolo exprimă un subiect foarte interesant, chiar voiam să vorbesc despre asta, că oamenii sunt însetați de a avea dreptate. Păi, Ioan, ne luptăm pentru dreptate, frate. De exemplu, tu ai o conversație, eu am în aceeași conversație, tu zici că tu ai dreptate, eu zic că am dreptate, înțelegi? Și suntem însetați, băi, eu am câștigat, eu am dreptate, știi? Ceea ce e total eronat. E irelevant cine are dreptate. E total irelevant, înțelegi? În momentul în care tu îl agresezi pe celălalt, că tu îi dai argumentele tale bune că tu ai dreptate, el devine recalcitrant. Înțelegi? Tu poți să zici foarte ușor, să zici, bun, hai să vedem. Și nu să zici, bă, eu am dreptate, știi? Să vă certați pe dreptatea asta. Hai să vedem, hai să studiem împreună, să vedem dacă într-adevăr poate greșesc eu. În momentul ăla e deschis față de conversație, știi? Mai zim două cărți. Adică avem foarte puțin timp. O altă carte foarte importantă, așa? Care e oarecum despre educație financiară și te ajută și să evoluezi tu ca persoană, de la Napoleon Hill, de la idee la bani. Știi că mi le scriu pentru că... Iar o carte care tot așa mi se pare esențială, că tot vorbeam de obiceiuri, așa. Și mi se pare, ți-am zis, motivația mi se pare ceva separat față de obiceiuri. Motivația e motivație și obiceiurile sunt obiceiurile, știi? Motivația fără obiceiuri e egală cu zero. Și Atomic Habits. James Clear. Să știi că puteți face un review așa pe astea fiecare săptămână, să-l pui pe Instagram review-ul cărții. Ca să-i provoci pe oameni să citească. Da, astea, că poate da. Unii nu cred că tu citești. Da, da, da. Bine, să știi că am mai făcut videoclipuri vis-a-vis de chestia asta. Dar să-mi faci un obicei. Când intru pe Instagram, în afară de ceea ce ai livrat până acum, ok, uite, încă o carte. Poate se întâmplă și altceva. Mai sunt alți oameni care fac astfel de lucruri, dar nu au la fel de multă popularitate precum ai tu. Și atunci e un atu. Mai avem mai puțin de un minut. Și vreau să te întreb dacă ai un mentor, dacă este un cineva care îți spune când tu ai greșit, adică Ciprian aici nu e bine. Am un mentor, nu cu care vorbesc, nu am un mentor cu care vorbesc. Poate să fie un mentor căruia îi dai play din când în când. Da, da. Îmi place foarte mult și îl urmăresc cu atenție pe Tony Robbins. Da, îmi place foarte mult, mă inspiră și oarecum...
merge mai departe de fericirea asta în care ți-o găsești tu, să zici că, bă, dacă am bani sunt fericit sau dacă am, nu știu, relația ideală cu cea mai sexy femeie sunt fericit. Nu, astea sunt niște lucruri total eronate și el oarecum exprimă foarte bine ideea asta, că să faci bani e o știință. Bă, dacă știi, urmărești o metodă, e imposibil să nu faci bani. Oricine face bani dacă știe să găsești persoana ideală, e o știință și asta. Dar să fii cu adevărat fericit e o artă. Ține un mesaj pentru cei de acasă, pentru cei care ne urmăresc, ne ascultă acum sau mai târziu. Păi, în primul rând, vreau să le zic să citească, că asta e foarte important. Să stea oamenii, băi, iară cu cititul. Da, să apuce să citească. În momentul în care o să facă lucrul ăsta, o să descopere pe ei și o să-și dea seama ce își doresc de la viață. Iar în momentul în care omul își dă seama de scopul pe care îl are, atunci o să fie cu adevărat fericit. Atunci începe cu adevărat viața lui. Ciprian, mulțumim tare mult pentru prezența în podcast. Mai rămâi câteva secunde cu noi. Îți urăm sărbători fericite. Că și eu vă urez sărbători fericite. N-avem cum altfel. Și ne luăm niște cărți în perioada asta. Ne luăm niște cărți de citit. Secretele succesului prima dată. Nu le-a scris el, dar le-a nu citit. Le-am scris. Le-a parcurs. Lucrez foarte fain. Mulțumim tare mult că ați fost alături de noi în acest podcast. Ne vedem la anul. Deci la anul o să fie și mai bine. Sărbători fericite și aveți grijă de voi. Numai bine.